Astăzi, 27 septembrie, în municipiul Ploiești, poliția municipiului Ploiești desfășoară activitate cu efective mărite tip razie pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. La activitățile organizate sunt angrenați polițiști de la structurile de investigații criminale, ordine publică, poliție rutieră, precum și din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Activitatea beneficiază de sprijinul grupării mobile de jandarmi Matei Basarab Ploiești și Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova. De această dată, peste 200 de forțe acționează în zona de sud a municipiului Ploiești și în zona Bariera București, principalele obiective ale acțiunii fiind prevenirea și combaterea faptelor cu violență pe stradă, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, combaterea traficului și consumului de droguri și traficului de persoane. Totodată, se are în vedere și depistarea persoanelor care participă la traficul rutier și încalcă normele legale. Acțiunea de astăzi reprezintă doar o parte dintr-o serie de măsuri continue luate de către Poliția Română pentru a asigura un climat de siguranță și a descurajura orice activitate infracțională.